Dacă vrei să-ți iei geantă Gucci cu 1 euro, 5 lei, aici trebuie să vii, nu trebuie să ratezi această piață dacă ajungi în Italia. Che cazzo te frega, ce sono i gaggi? Questo o questa? Oh, te levi con quel cazzo! Perché? Forza, perché non può. Non te deriviamo. Vai a prendere, va boggià, vai a riprendere tu sorella. Però a truffare la gente va bene, no? Sì, sono cazzi miei. Ah, ok. Allora sono cazzi miei, faccio come mi pare. Începătorul, naivul, ca să spun așa. Păi nu stă nimeni, degeaba 50 de euro sau 10 euro. Vezi, doamne, când nu câștigi la loto, nu câștigi la... și muncești și nu-ți dă. Priviți ce am găsit, cămașă de la Hugo Boss la doar 5 euro. Ia priviți, de la Adidas, vestă de la Tommy Hilfiger, geacă de la Tommy. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Astăzi este duminică și pentru că ne aflăm în Roma, vrem să vizităm cel mai mare târg de aici, târg, piață, mercato, îi spuneți cum vreți. În spatele meu se află intrarea principală, Porta Portese se numește. Haideți să aruncăm o privire pentru a vedea ce găsim. Sper să găsim foarte multe lucruri interesante, dar mai întâi zic să mâncăm ceva, să luăm micul dejun. Dacă tot suntem în Italia, zic să păstrăm tradiția, croissant și cappuccino pentru mine. 3 cappuccino, o cafea și 4 croasante, 10,80 euro, destul de decent din punctul meu de vedere, plus că știți și voi, calitatea este diferită. Această poartă, poarta principală, a fost construită în anul 1644. Din câte am înțeles, piața se întinde pe o lungime de aproximativ 2 km sau ceva mai mult de 2 km, așa că o să avem de colindat astăzi. Sunt în jur de 40-41 de grade afară, dar abia atât pe stânga cât și pe dreapta. Priviți ce e aici. Toată lumea caută de îmbrăcat. Ia priviți, totul de firmă. Doar 3 euro bucata. Firenze Cașmir. Din cașmir, bumbac. Am găsit și Zara pentru copii la 1 euro bucata. 5 lei bucata. Acum nu știu dacă sunt la mâna a doua sau sunt noi. La prima vedere par noi. Bershka. Tot la 5 lei. 50 de lei. Bucata. Ultimo vino, ultimo vino, profitatele, donne, ultimo vino! De baie la 1 euro bucata. Încălțăminte. Găsim de toate. 2 euro de la Adidas. Pentru copii, acesta se observă că este la mâna a doua. Pare puțin spălat. 10 lei perechea, arată perfect, avem și din piele, da, pare piele, găsim și Levi's, 10 lei. Dacă este să mă iau după accent, foarte mulți dintre acești vânzători par din Napoli, pentru că au accentul specific acelei zone. 10 euro perechea, Reebok, Converse. Cine caută, găsește, cine caută, găsește. Giorgio Armani, Lacoste, Adidas. Materialul arată perfect. Să știți că sunt de calitate. Priviți ce am găsit, cămașă de la Hugo Boss la doar 5 euro. Pare nouă. Tricou Adidas la 20 de lei. 20 de lei perechea de jeans de la Levi's. Toate culorile. Andreea, văd că este atrasă de cașmir. Da, arată foarte bine, îmi plac și mie materialele. 50 de lei bucata. Doar că noi umblăm prin zone cu temperaturi foarte ridicate și este mai greu să purtăm astfel de materiale. Cel puțin din punctul meu de vedere.
Am găsit și genți. Genți de firmă. La doar 1 euro. Priviți câte își cumpără. 4-5 genți. O să vare una fată. Ia, priviți. Thank you. Geantă de la Gucci la doar 1 euro, uzată cei drept, second hand, dar femeia și-a luat 4. Aici ai nevoie de foarte multă răbdare, pentru că sigur în aceste mormane de haine o să găsești și ceva pentru tine, ceva pe gustul tău, pe placul tău. Adidas peste tot, tricouri, pantaloni scurți, de toate. Puma, din nou Hugo Boss. După cum v-am spus, trebuie foarte, foarte multă răbdare. Acum să-mi spuneți voi, sunt sau nu contrafăcute? Ia priviți, Ferrari. Nu ai nevoie de foarte mulți bani pentru a veni aici, în schimb ai nevoie de foarte, foarte multă răbdare. 20 de lei tricoul. Nu e nevoie să mergi până în Turcia pentru a-ți cumpăra haine de firmă. Converse. Levi's. Toate la 5 euro. Așa că nu e nevoie să mergi până în Asia sau până în Turcia pentru a-ți cumpăra haine de firmă. Italia este suficient. Guess. Două la 15 sau 8 euro bucata. Haideți să vedem dacă și-a găsit ceva Andreea. Andreea, ce ai cumpărat? Nimic. De ce? Nu am găsit nimic în momentul. N-ai găsit nici tu nimică? Nu, caut ceva de la Dolce & Gabbana. Adidas original. Ai un euro! Ce au zis, tată, la 1 euro. Totul la 1 euro. Oferta zilei. Chiar ești curios dacă la urmă vor cumpăra ceva. Pot paria că se vor uita și atât. Să nu-mi spuneți că vine doar lumea fără bani aici. Acum bine, dacă geanta este cumpărată tot de aici, trecem peste. Ce avem aici? Gucci, Valentino, Armani, cămașă de la Gucci, Giorgio Armani. Acestea sunt puse pe umeraș, cât de cât îngrijite. 10 euro. Depinde cum reușesc să negociez, din câte mi-am dat seama. Dacă ești un bun negociator, le scoți la 20 de lei. Sunt frumoase, nimic de zis. Avem și pălării. Ia priviți de unde le ia. Sunt aceleași. 4,75€, 3,50€, pe acolo, în funcție de model. Așa că omul le cumpără după Shein, cred că undeva la 3,50€ bucata, pentru că ia mai multe, și le vinde cu 15 euro aici. Să știți că nu toți vânzătorii sunt amabili. În momentul în care te vede că ești turist și vorbești limba engleză, încearcă să profite, să scoată cât mai mult de la tine. Așa că trebuie să aveți grijă. Pe lângă asta, aveți mare grijă la buzunare, la genți, pentru că furtul aici este la ordinea zilei. Am găsit și alba neagră. Questa per mamma regina.
Oh, te levi con quel cazzo. Perché? Forza, perché non può. Vai a prendere, va già. Vai a riprendere tua sorella. Allora chiama i carabinieri. E va a chiamare i carabinieri. No, tu chiamali se non vuoi essere preso. Lo so. È il video, che ben ripreso. È pubblico qua. Oh, non voglio essere ripreso. Ok. E allora lei, forza. E roba da male. Oh, ancora stai sì. Mamma già. Però a truffare agente va bene, no? Sì, sono cazzi miei. Ah, ok. Va, okay. Questa vita. Allora sono cazzi miei, faccio come mi pare. Ancora, boh, non dovrò bacchettare. Questa vince, dai ci questa vince, a fuori. Sunt împreună, sunt 8 persoane și încearcă să ademenească câte unul. Questa vince, facciamo un giro senza soldi. Questa vince. No, hai rotto il cazzo. Io lo so, sono qui apposta. La rossa vince, la mutata invece. Din când în când cade câte un nevinovat, ca să-i spun așa, în capcană. Inclusiv tipa de acolo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 persoane. Acum joacă ei între ei. Dacă se nimerește pe unul să câștige, în sensul, adică să fie atent și să ia banii, s-ar ceri pe margine. Pe... S-ar ceri și nu lasă să plece cu banii. Dar nu cred, cred că e imposibil să câștige vreunul. Da, cum ai spus și șmecheri printre începători. Dacă unul e scuipat pe șovede, aia care îi dă să o văd și deja o amprentează, ca să zic așa, într-un lucru înainte. Da, da, da. Și când lasă că știe că lumea să vadă, câștigă și clientul ăsta. Dar dacă vrea să retragă momentul acela, nu poate, pentru că gașca de... Asta se întâmplă așa în România. Poți să vă filmez? Nu, okay. Eu sunt un pic mai în vârstă și asta o știu de, cred că, 20, peste 20 de ani, de când da. Cu jocul ăsta. Alba-neagră, cum era. Da, da, încă le merge, pentru că dacă nu le mergea, nu mai insistau. Cam vin, nu chiar fiecare duminică, dar și nu prea au clienți. Păi văd că aici se iei între ei, sunt aceleași persoane. Asta acaparează, că ei între ei joacă. Ei trei câștigă și unul începătorul, naivul, ca să spun așa. Nu stă nimeni degeaba în 50 de euro sau 10 euro. Vezi, doamne, că nu câștigi la loto, nu câștigi la... Și muncești și nu-ți dă 10 euro pe oră. Și să-ți dea... Spune noi țigani. Bine, mulțumesc. Mai bine. E bine de anunțat, e știut pe cei tineri. Sim, aflăm toți amici. Ați văzut cum funcționează? Atenție mare cu acești indivizi, chiar dacă sunteți siguri pe voi că veți câștiga, nu jucați, nu vă lăsați induși în eroare, pentru că au fel de fel de tactici pentru a vă atrage. Nu participați niciodată la astfel de extrocherii. Chiar dacă domnul cu care am discutat mai devreme spunea că sunt anumite persoane mai inteligente care câștigă la un astfel de joc, nu este deloc așa. Nimeni niciodată nu o să câștige. Singurele persoane care câștigă sunt tot ai lor, pentru că după cum ați putut vedea, sunt foarte, foarte multe persoane implicate în această extrocherie. Așa că evitați, treceți mai departe. Nu-i filmați, pentru că foarte mulți sunt agresivi și nu ai de unde să știi cum decurg lucrurile. Eu vă spun întotdeauna, nu faceți ca mine. Să revenim la hainele noastre de toate zilele. Mai avem puțin până în capăt. Băstal Dubai! Ecolo, dreiro cu Dubai, Vengo anche io in Marocco. No. Perché no? Ah, vieni, amico, vieni. Compra per la ragazza. Se non costa troppo, vengo anche io, però. Ma ce l'hai la ragazza? Eccola, la moglie, no? La moglie, allora comprati qualcosa da me, vestitino caruccio, guarda. Non ci stanno i soldi. Come non ci stanno i soldi, mamma mia. Ia, previs pe ce ți-am dat. Aceștia îți spun că sunt originale, ți le vând la suprapreț. Dar sunt la fel de contrafăcute ca primele pe care le-ați văzut la începutul clipului. Și aceștia fac urât dacă îi filmezi. Am discutat despre ei în clipul cu țepele, o să-l vedeți săptămâna viitoare. 20 de euro portofelul. 15 euro. Oricum, dacă filmezi înăuntru, da? Și vezi, se vede cum se desface lipiciul pe el. Da. Acum îl lasă la 10 euro când a văzut că plecă.
Quanto me lo fai adesso questo? 10? Ci hai perso? Oggi sei buono? Vediamo da che devo scendere. Metto di pisciare. Bello fra, quello è rimasto l'uno. E perché l'uno rimane? Quello zona, non compare solo uno rimane. No. Torniamo. Ciao. Ciao, grazie. Non torno meglio, ciao. Cerea 20 de euro, după care l-a lăsat la 10 euro. În momentul în care a văzut că nu vrem să cumpărăm, s-a enervat pe noi, a zis să nu ne mai întoarcem. Toți aceștia sunt abuzivi, pentru că în momentul în care vine poliția în control, își strâng cerceaful și pleacă. Vin și aici Nike, Prada, Gucci. De încălțat. Fiți foarte atenți cu aceste persoane pentru că pot deveni agresive. Am găsit și de mâncare, ce bine miroase. Da, de ce ai acolo? Și porumb. Poate să mâncăm și noi ceva mai târziu. Trebuie să fiți foarte atenți în aceste zone, să fiți foarte atenți la ce cumpărați, pentru că aici sunteți țepuiți foarte, foarte ușor, inclusiv aceste parfumuri. 35 de euro. Dați seama, dai bine, da? Dai 55, dai. 55. Mirela, dai. Oi, amigo mio, come stai? Guardare un altro, aspetta, non capisci. Sì. Dove sei? Voi gli altri dove stai? Mi tira dentro, ma non ti capisci niente. Quello che... tasca. Non è tasca mia, non è tasca. 65, va lasciato. C'ho quello, basta. Decide forse una settimana, dai. C'ho solo quello. Non ne capisci niente, va bene, 60. C'ho solo quello. Vabbè. My friend, thank you. Sta di magnete, ce l'ha? Dacă iau de capac, ar trebui să țină tot așa. Artifai, original, original, finish. Fake. No, originale. Super originale. Opium de... E nervos omul că îl filmez. Dar că nu poate să-mi zică nimic. Și opium acolo, vezi, trebuie să fie scris un pic mai mic. Ia San Laurent trebuie să fie mai lung. Să depășească, știi? M-am uitat eu la câteva parfumuri așa. Would like another? Look this one. Vreau să ne vândă unul parfumuri din astea fake. Haideți că l-am găsit pe Dracula. Dar ca de obicei, acolo unde avem cărți, foarte puține persoane. Am găsit câteva lucruri interesante aici. Că tot am venit din Ucraina. Acolo avem valiza cu gloanțe. Gata, Andreea. Ar fi trebuit să mergi cu mine în Ucraina. Silvia a găsit pijamale. Din Zale. Da, mai vedem și altceva. Telefon. Santa. 60 de euro. Acea... cam scump din punctul meu de vedere. Ia vedeți. 60 euro. 60 de euro. Lasciate tutto così come sta. Am găsit și un fier de călcat. Așa avea bunica pe vremuri. Am zis, nu aveți cum să vă plictisiți într-o astfel de piață. Tricou Under Armour, 3 euro. Undeva la 15 lei. De nelipsit și aici. Persoane care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul. Geacă. E toamnă, iarnă. 10 euro. 50 de lei. Plus minus. Ia previs de la Adidas. Vestă de la Tommy Hilfiger. Geacă de la Tommy.
Dar asta nu cred că e doar 10 euro. Nu? Sincer, nici nu cred că e numai 10 euro asta. Cum e? Sunt ok. Mă, că mi-e cald de mor. Păi, 40 de grade afară. Da. Îți pare rău. Îți pare rău? Da, nu aspire. Nu cum la portul eu. Da, nu știu ce să zic. Probabil să fii și original, nu? Voi ce spuneți? Sunt sau nu originale? Să lăsați mai jos în comentarii părerile voastre. Ideea este că dacă e să vă nimeriți prin zonă, trebuie să ajungeți și aici, pentru că merită din punctul meu de vedere, doar că trebuie să fiți foarte atenți la buzunare, la genți, hoții sunt peste tot și să negociați orice. Pe lângă asta să fiți atenți la ceea ce cumpărați, pentru că nu totul este ceea ce pare, sunt foarte, foarte multe lucruri contrafăcute, nu doar second hand. Este ora 13:30 și s-a cam terminat. Mai există o parte cu antichități, produse de anticariat, dar nu o să mai filmăm astăzi, pentru că am filmat-o în clipul trecut. Aici avem tevere, vi l-am prezentat și în clipurile trecute. Cam așa am plecat noi din această piață, cu mâinile în buzunar. Ne-am cumpărat de toate. Este exagerat de cald astăzi, așa că am decis să plecăm din târg. Am venit la o piscină. De fapt, este mai mult un parc de distracții pentru copii, pentru că avem și doi copii cu noi astăzi. Am zis să le facem pe plac și lor, așa că i-am adus la o piscină. Dacă tot am venit, zic să vă arăt și vouă puțin împrejurimile, vă spun și cât am plătit, după care încheiem acest clip aici, pentru că ne lungim foarte mult. Pe lângă asta, muzica este foarte tare, mare lucru, nu cred că o să pot filma. Dar dacă tot am venit, am zis să filmez câte puțin, așa putem face o comparație, de fapt puteți face o comparație între ce vedem aici în Italia și ce avem în România. Avem o piscină foarte mare în centru, alte 3-4 mai micuțe. Totul este gândit pentru copii, pentru familii, familii care au copii. Noi am venit după ora 1, așa că plătim pentru jumătate de zi. Cred că așa funcționează, din câte am înțeles. 10 euro de persoană, iar dacă vrei șezlong, mai plătești încă 4 euro. Dacă nu, beneficiezi de umbrelă, dar ai scaun, nu șezlong. Acum depinde și de disponibilitate. Dacă vii prea târziu, s-ar putea să nu găsești locuri libere. Poți foarte bine să îți întinzi prosopul pe iarbă, plătești 10 euro intrarea, după care faci ce vrei. Nu sunt atât de multe topogane, avem aici 3, unul este ceva mai mare, două mai micuțe și cam atât. Găsim locuri de tipul acesta mult mai mare în Roma, dar astăzi am decis să venim aici. Miami Beach se numește. Nu este extraordinar, dar merge. Totul este alandala, nu este nimic pus în ordine. Cred că acesta este singurul lucru negativ. La ora 7 închide tot. O apă costă 1,20 €, o doză de suc 2,50 €, o sticlă de jumătate, aproape de jumătate, de 0,40, 3 euro. Cam asta a fost pentru astăzi. Să-mi spuneți cum vi se pare locul, cum vi se par prețurile, ce părere aveți despre acea piață. Vă mulțumesc frumos pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest clip cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis și ne ajută foarte, foarte mult să creăm conținut în continuare. Până data viitoare, numai bine!